încep acest daily vlog nu cu figura mea, pentru că încă sunt sub chinurile virozei care m-a terminat, dar vă arăt așa, uite ce am primit zilele acestea din partea celor de la Pixie, un mesaj foarte frumos: "Glow and gorgeous. Your light is a gift to the world." Da, și cred că asta ar trebui să înțelegem fiecare, că fiecare și are rolul lui în lumina asta a lumii, pardon, fiecare este într-un fel o parte din lumina divină din care ne-am format. Și hai să vedem ce am primit eu aici. Am primit iar acest glow tonic. Este produsul de la Pixi cu care eu nu mă înțeleg, dar este produsul lor iconic. Acum mulți ani, în 1999, Petra, cea care a fondat Pixi Beauty, a avut acest vis revoluționar. A dorit să găsească o formulă de toner care să transforme instant pielea oricărei femei și a făcut acest blend de glicolic acid, ginseng, aloe vera, witch hazel. Fiind un toner care aduce mai mult decât exfoliere, dar la mine e problema care acest acid glicolic cu care eu nu mă înțeleg absolut deloc. Și acesta, nu știu, mă gândeam să-l iau cu mine când voi face întâlnirea cu voi pe 29 noiembrie și efectiv să-l includ în tombolă. Și da, este într-adevăr și personalizat, îmi trimit așa, cred că în fiecare an. Însă eu nu mă înțeleg absolut. Am încercat de câteva ori și efectiv mă arde pielea. Nu suport produsele cu acid glicolic. Da. Dar ți-a reținut pentru exfoliere acest produs de la Pixi. Acum și sertarul de cosmetice neîncepute. Iar aici mai am o zonă în care țin ambalaje. Țin ambalaje rămase de la diverse produse, ca în cazul în care vreau să-mi aduc aminte de ingrediente, de așa, chiar dacă pe unele le mai găsesc pe internet, știu că le am aici imediat. Da? Și aici văd că s-au adunat foarte multe ambalaje, iar trebuie să fac ceva cu ele, să mai arunc din ele, pentru că totuși sunt mult prea multe și astăzi o să fac chestia asta, o să arunc din ele. Uite, acum, ăsta pe care îl scosesem este de la un gel de curățare cu caviar pe care îl folosesc deja. Este deja la baie și îl folosesc, îmi place, nu mai am nevoie să mai păstrez asta. Deci ăsta deja se aruncă. Ce am mai luat eu pe aici? Deci nu știu dacă mai am produsul ăsta. Este un BB Cream Choboyang number 21. Deci nici nu știu dacă l-am, cât de amețită pot să fiu. Așa. Mai am un singur ser neînceput de la Mara Bloom. Și aici este, aici sunt la începute. Cel început, unde ești? Unde ești? Aici ești. Da, ăsta este serul început recent, după ce le-am terminat pe cele din vară. Așa. Mai am și o cremă Mara Blue începută. Să urmăriți că o să mai tot fie reduceri pe la ei și surprize, dar nu uitați că la Mara Blue eu am un cod de reducere, BB10, care merge. Hello! Deci urmăriți site-ul celor la Mara Blue, o să tot aibă și lansări și noutăți și reduceri în perioada următoare. Și nu uitați că am și un cod BB10 care este valabil cam tot timpul, aduce 10%. Nu se combină doar dacă reducerea pe site este mai mare de 20%. Deci, dacă pe site aveți reducere, nu știu, 15-20%, merge. În momentul în care a sărit de 20%, e normal, merge reducerea mare oferită de site și atunci aia este bun. Astea sunt produse la Mara Blue, despre care nu știu acum, mai trebuie să vă mai spun ceva. Eu acum am optat în perioada asta să folosesc varianta de cremă pentru ten gras, pentru că vreau textura un pic mai ușoară. Am încometat să ies din casă, pentru că azi a fost prima zi în care am simțit așa că încep să mă mișc, încep să și mănânc serios. Mi-era poftă de o ciocolată foarte bună. Inițial am vrut să mergem la Capșa, să-mi iau de la Capșa ciocolată, dar în final am ajuns mai aproape M. Dorobanți și mi-am luat de la Leonidas.
N-am mai ajuns la Capșa pentru că era anunțat la radio un protest, ceva cu pro-Palestina, chiar la piața universității, cu măsuri de securitate, cu jandarmerie, cu balamuc și am zis, la cât sunt acum de dam la gita, așa, fix asta mai trebuie să nimerez pe acolo printr-o înghesuială de aia, deci nu, nu, stau bine, mersi, așa. Și am fost la Leonidas. Am luat și ursuleț de ciocolată cu marshmallow pentru fiul meu și amicului cu care se plimbă acum cu trotineta. Astăzi, apropo, este o zi de... Ce zi? Cât e astea? Nu, eu nu mai știu că... 21 octombrie. Este foarte cald, sunt 30 de grade afară. Așa, și apoi cum îmi iau eu de obicei de la Leonidas, și anume îmi iau așa o cutiuță de asta mică, pe care am ales acum să o umplu numai cu praline, diverse combinații de ciocolată neagră. Mie altceva nu îmi place. Ăsta e părul și fața. În toată săptămâna asta m-am spălat o singură dată pe păr, recunosc, mea culpa, dar credeți-mă, nu am fost în stare... Deci n-am fost în stare de nimic. Tot ce am făcut, am făcut greutate și energia pe care am avut-o, am ținut-o să pot să lucrez, să mai fac mici chestii prin casă, dar în primul să lucrez, da? Mai fac teme cu copilul, curățenie prin casă, mâncare și atât. Eu n-am putut să mănânc decât... Deci am mâncat o dată pe zi și întotdeauna am mâncat așa, la limita, adică să nu zic că n-am murit de foame, dar nu se poate numi că am mâncat. De-aia, efectiv, sunt trasă la față, sunt albă, sunt... chiar dacă toată săptămâna asta m-am spălat o singură dată pe păr, nu mi s-a îngrășat părul, păi, din ce să mi se îngrașe, că am fost vaisteaua mea. Încă nasul mi este extrem de iritat și acum când am ieșit afară, practic, la mine viroza s-a dus de urât, destul de urât în sinusuri, înspre urechi, s-a dus așa într-o sinuzită, să zic. Și acum am o senzație aiurea în urechi, că de asta când merg nu prea am echilibru, îmi pierd, e ceva tot din cauza urechilor. O nouă zi, hai că astăzi încep să arăt om, nu? Am reușit și eu să, nu doar să mă spăl pe păr, să-l și aranjez, pentru că așa m-am mai spălat pe păr bine toată săptămâna, cu pricina o singură dată m-am putut spăla, nu puteam să stau în picioare și nu puteam să-mi las capul pe spate, aveam niște dureri îngrozitoare în urechi și în momentul când îmi lăsam și capul pe spate, gen ca să mă spăl, aveam senzația că mă nec cu toate mucozitățile care au fost. După cum vedeți, încă sunt semi-răgușită. Și încă probabil că virusul mai a lăsat rămășițe acolo pe care corpul se chinuie să le scoată sub tot felul de forme. Însă deja încep să fiu mai bine. Ce nu îmi place și asta le spuneam astăzi alor mei, că... am rămas cu senzația de somnolență și oboseală pe care am avut-o când am avut COVID. Nu am avut COVID acum, însă, dacă stai să te gândești, COVID, viroză, sunt viroze mai ofrisite decât COVID-ul și, practic, și înainte virozele foarte, adică și înainte să știm noi de COVID, erau viroze foarte dure care duceau oamenii, inclusiv la deces, Doamne ferește, dacă aveai comorbidități, dar... te ducea spre pneumonie, te ducea spre alte probleme de diverse categorii de sănătate. Așa că nu e o glumă cu aceste viroze foarte puternice de tranziție de la toamnă spre iarnă. Deci nu sunt deloc de glumă. Practic sunt cele mai afurisite pentru că e și perioada când încep copiii școala și intrarea în colectivitate face acolo să se facă un ghem de... așa. Vreau să vă spun că aseară am reușit să-mi să fac și eu un peeling cu produsul ăla de la Floria, de pe Glorious, nu știu dacă mai e. Eu oricum am rezervă și al doilea tub. Mă așteptam, mamă, ce o să iau de pe fața mea? Nu, a fost chiar super decent, pentru că chiar dacă am fost terminată, eu în fiecare zi m-am dat cu crema aceea de ochi de la... IMAR, 5 Growth Factor și cu, mă mai duceam din când în când, cu spray-ul acela SUM de la Glorious. Astea au fost singurele produse pe care am putut să le suport pe față, nu este nimic. M-am spălat, evident, pe față în fiecare zi și atunci, na, stând în casă,
Nu a fost cine știe ce dezastru pe față. Deci nu... acum, știi, ieri am stat și eu și mi-am analizat tot tenul, așa, am avut altă... m-am adunat, așa ca să spun. Și am... Da. Încă, cum vorbesc puțin mai mult, pac, mă apucă tusea. Astăzi, la fel, este o zi foarte călduroasă. Ieri au fost 30 de grade în București, astăzi se pare că o să ajungă tot așa pe la 28. Destul de cald. Adică e, anul, ar fi anor, vremea asta ar fi anormală de caldă pentru septembrie, dar aminte pentru octombrie. Am vorbit zilele astea un pic pe WhatsApp și cu Sabina. Sabina a avut un incident foarte neplăcut la Sephora. A ajuns la evenimentul Sephora și, din păcate, s-a împiedicat acolo de niște cabluri. Și-a rupt piciorul, de a ajuns la operație și cu kinetoterapie și cu de-astea. Ce vreau eu să vă spun este că haosul care era acolo nu mă miră că a adus și la așa ceva, pentru că eu v-am spus, eu nu am rezistat mai mult de 50 de minute la acel eveniment, pentru că era foarte, foarte haos. Adică aici întuneric și lumină, aici nu știu ce standuri, era foarte haotic. Adică am înțeles că ideea a fost așa ca invitații să fie copleșiți de atmosferă și nu știu ce, dar nu avea nici legătură cu Crăciunul, era mai degrabă un fel de haos, de Halloween, dacă pot să spun așa. Și într-adevăr erau foarte multe. Știu că și eu la un moment dat era să mă împiedic de 2 ore de niște cabluri pe acolo, însă eu sunt și obișnuită că fiind ochelaristă și aveam și niște toculețe când m-am dus, merg mai încet și să fiu atent. Oricum sunt obișnuită de felul meu să fiu foarte atentă, fiind ochelaristă și am tot timpul senzația că poate nu văd suficient de bine lucrurile din jur. Și acum mi-aduc aminte cât de prost erau plasate parfumurile de la Givenchy, uitându-mă cum sunt ele de fapt, deci seria asta lor de lux, cum este expusă de fapt în magazine și cum era pusă acolo de parcă era un stand de la de vată de zahăr, știi, că nu, foarte, chiar niște detalii care știi acum îmi vin și îmi lasă un gust amar. Până la urmă, trăgând linie și fiind extrem de pragmatici, singurul avantaj de a merge la acest eveniment este că poți încerca niște produse, special cele din zona de make-up, pentru că sunt acolo și fete make-up artiste de la Sephora care te pot machia. Deci dacă ești interesată de make-up, that's your, așa. Dacă ai bafta să găsești și niște parfumuri care să te intereseze, la fel ai senzația, ai posibilitatea să le încerci liniștită și apoi e faptul că primești acel goodie bag și că, la fel, în schimbul biletului de participare, primești un alt voucher, oarecum știi, ai și vizită și distracție într-un fel, ai și acel goodie bag și bașca pleci cu un voucher după aia de valoarea biletului, adică de 350 de lei, de care îți cumperi ce dorești. Altceva, îmi pare foarte rău, nu știu, eu ca om de PR, pe mine ca om de PR m-ar fi durut sufletul să știu că la acest eveniment totul este atât de haos și așa, adică totuși aș fi încercat să organizez niște zone, niște cornere mai, un pic mai domolite în care oamenii să înțeleagă ce se întâmplă. Erau într-adevăr acele camere, the brow room, the hair room, the makeup room, dar și acolo era înghesuială pentru că cel puțin la make-up și cred că și la sprâncene. Erau multe fete care stăteau la coadă pentru că voiau și ele să prindă, să fie ori machiate, ori nu știu ce. Și aici s-ar fi putut face cu niște mini programări, să facă o aplicație ceva, să te poți programa în niște intervale orare. Adică eu vin, dacă știi că vii la ora 12 de la începutul evenimentului, pui acolo, de la 12 la 12 jumate, știi? Să se facă niște mini rezervări, pentru că așa era un haos, era un haos și mă uitam glaie peste grămadă. Deci, nu, oamenii se vedea, că v-am zis când am ieșit eu atunci afară să bea o apă, nu eram numai eu, erau mai multe tipe care stăteau așa obosite și așa, pur și simplu ieșeai, că asta era chestia, că ieșeai din întunericul ăla și muzica aia la afară, la lumină, iar afară erau tot felul de plasări, tot felul de chestii, de cabluri, de tuburi, de... Era totul foarte înghesuit, așa, foarte alandal a pus. Nu știu cine a gândit layout-ul la acest eveniment, dar foarte aiurea. Pentru că nu aveai, tot timpul te împiedecai de ceva, tot timpul asta. Și mi-a părut tare rău de Sabina, ea săraca până la urmă s-a împiedecat și n-a mai văzut. Ea e și mai micuță de înălțime și mai firav, așa. A luat-o repede
să zic, amețeala aia de acolo și da, cam asta. Dar sper să, Sabina, sper să-ți revii și tu ai mai trecut prin multe chestii așa prin viață, o să fie și asta o lecție pentru tine, din păcate, nu vrem să avem lecții dintre astea, dar na. Deși e duminică, eu astăzi lucrez puțin pentru că recuperez niște zile în care nu am fost suficient de eficientă. Apropo, stimați freelancer sau oameni care vă doriți să deveniți pe cont propriu, luați în calcul că în perioadele în care vă simțiți rău, chiar și o banală răceală sau o indigestie sau asta, nu are cine să lucreze în locul vostru, da? Ca să știți, nu e ca la serviciu, ți-ai luat un concediu medical sau îi spui șefului, șeful stau 2 zile acasă ca să nu-ți vină aici cu viroză să îmbolnăvesc toată fabrica sau biroul sau așa, când ești pe cont propriu, ești pe cont propriu. Aia e. Ți-e rău, nu muncești, nu muncești, nu poți să facturezi după aia și așa mai departe. Asta doar ca să știți și dezavantajele, să nu credeți că e totul numai lapte și miere. Eu acum oricum stau cu un mare morcov în fund. Scuzați-mi expresia, dar asta e senzația. Să vedem ce taxe vor fi de la anul pentru noi, cei care avem PFA. Eu am PFA pentru că am activitate mică și am încasări mici și atunci nu, pentru mine nu este rentabil din punct de vedere fiscal spus SRL. Și aștept să văd la anul, că am înțeles că o să ne bubuie pe cei care suntem PFA cu taxele de sănătate. Să vedem că atunci, dacă va fi așa, va trebui să mă fac și eu SRL. Da. Ei, legat de influenceri care se tot plâng că scriu brandurilor și că nu o să-l luați în seamă și că așa, că pe lângă oamenii care chiar fac treabă bună și nu știu ce, sunt și o grămadă de persoane despre care o să vă citesc imediat. Eu, cum vă dau acum, o să vă citesc acum mesajul ăsta, primesc săptămânal minim 5. Minim 5 mesaje care sună așa. De la fete care au în general Instagram, chiar și de la 20.000 de followers în sus, evident sunt cumpărați, au făcut din acele eu îți dau ție like, tu îmi dai mie like, o mână spală pe alta. Sunt niște grupulețe pe Instagram. Tu îmi dai mie like, eu îți dau ție, tu îmi dai mie, așa. Scris așa. Bună ziua! V-am scris pe Instagram cu privire la o colaborare de tip barter, virgulă, și acum urmează și, virgulă, înainte de conjuncția, da? Și mi s-a comunicat să vă scriu aici? Semnul exclamării. Aștept răspunsul dumneavoastră. Semnul exclamării, smiley face. Mulțumesc. Nu nume, nu ce profil de Instagram am, nu către ce brand am scris. Nimic. Pur și simplu. Bună ziua, v-am scris pe Instagram cu privire la o colaborare de tip barter și mi s-a comunicat să vă scriu aici. Am mai pus și virgulă înainte de conjuncția și, care în acest caz nu se pune. Ei, și eu ce aș putea să în primul rând trebuie să-i spun, fetiță, cum te cheamă? Are un nume în mail, dar de multe ori se întâmplă că nu se potrivește. Cum ești pe Instagram, ce faci în social media, de ce, da, deci ea scrie 2 rânduri și are pretenția ca un PR să-i răspundă. Eu la mail-uri de astea mi-e jenă să mai răspund mie, adică mie mi-e jenă să răspund așa ceva. Nu scrii așa unui brand. Nu mai spun pe Instagram, pe multe dintre conturile clienților mei, lumea care așa scrie. Faceți colaborare? Trimiteți produse la testat? Atât. Nu, bună, nu, bă, știi, uite, și eu fac content despre produse dintre astea, bari interesa, uite, aș putea să fac și eu ceva, poate facem ceva împreună, eu aș fi curioasă să vă încerc produsele, să văd cum sunt, să le folosesc o perioadă și pe aia poate să povestesc despre ele, something like this. Nu. Direct. Faceți o colaborare? Dați și voi produsele la testat? Pe bune, deci e ceva încă se păstrează. Și ce am observat că chestia asta vine special din partea celor care fac TikTok, care sunt efectiv agramați, majoritatea dintre ei, needucați și cu niște probleme foarte mari de exprimare. În schimb, na, mai muțăreală și să dăm din fund și să nu știu ce pe TikTok, știm. Dar când trebuie să scriem 3 cuvinte, habar n-avem. Știu acum ce o să spună, că nu mai pot eu de școala ta, că eu fac bani din TikTok. Nu cred că faci bani din TikTok. Dacă scrii niște mesaje de astea de penibile, trimite-mi și mie 2 parfumuri la testat. Știi? Nu cred, nu cred. Da.
Bun. Ah, ia uite, a pus stănciucă, să-i zic și o stănciucă. Ia spune mie tătucu, Nico, trebuie să facem un deal. Uite aici, declar public. Tu îmi spui Ani Beauty Barometer și eu spun Nicoleta Stănciucă, da? Ca să nu ne mai facem așa. A venit cu stănciucă și cu tătucu, parcă suntem de ăștia nume de securiști, pe bune. Pe bune, deci noi avem nume de securiste amândouă. Deci că suntem raportori de aia, știi, cu ochi albaștri. Tu ai ochi albaștri? Nu, n-ai ochi albaștri. Așa, hai să vorbim și noi frumos, suntem niște doamne, știi? Tu îmi spui mie Ani de la Beauty Barometer și eu îți spun Nicoleta, sau tot numele Nicoleta Stănciucă, ca lumea să te găsească, da? Facem chestia asta, vă, că a pus un capsul vlog, mă, să mă uit la ea un pic, văd ce a pus. Apropo, să nu uitați, de data de 29 noiembrie, dacă sunteți din București, dacă nu sunteți neapărat din București, că am mai văzut și oameni care nu sunt din București, care vor să vină la eveniment, mă înclin. Pe 29 noiembrie, încă o dată, de la ora 17:30, eveniment de întâlnire cu mine, nimic special, pur și simplu ne întâlnim, stăm de vorbă ca niște găini acolo, la The Room Showroom, strada Episcopiei numărul 6, etajul 1, interfon 01, s-ar putea chiar să găsiți ușa deschisă când veniți, la showroom-ul Mihaele, unde sunt numai rochii și numai bijuterii și numai chestii mișto făcute de creatori români, iar eu o să vă aștept cu foarte multe cadouri și surprize din partea sponsorilor care o să-mi susțină acest, adică o să-mi susțină partea de cadouriseală pentru voi, restul am muncit singură și oricum, numai și faptul ăsta să le scriu la fiecare așa și o să ne vedem acolo, o să stăm de vorbă, o să facem poze, o să ne simțim și noi ca femeile care au venit să vorbească despre cosmetice și așa, că vorba aia, niște proaste. Da, pentru că așa se spune, că dacă vorbești numai despre cosmetice și parfumuri, ești superficială. Cum în lumea asta în care sunt războaie, dezastre ecologice și așa, niște femei se întâlnesc să vorbească așa ele între ele. Păi, ce să facem? Putem, ce să facem acum? Să ne ducem în fâșia Gaza? Așa, și o să ne vedem acolo. Ne vedem acolo, o să stăm de vorbă, o să ne simțim bine. Apropo, o să avem suc de portocale de la Sezamo, a lor ăla proaspăt. Așa. Și cam atât. Să știți că n-am fost capabilă să negociez ceva sponsor de mâncare. Așa că oricare dintre voi, dacă vrea să vină cu un platou de prăjituri, 10 merdenele luate din Amzei, cu încredere puteți să veniți, că vă așteptăm cu drag. Am primit acest colet astăzi. De fapt, da, astăzi, asta de asosit, din partea celor de la Persil, care au o acțiune împreună cu Crucea Roșie, o acțiune menită să-i ajute pe copiii din mediile nefavorizate să aibă și ei dreptul la haine curate. Și mi-a plăcut odată mesajul. În cutie am observat la mai mulți influenceri care au primit cutia, fiecare am primit și câte un desen din partea câte unui copil din aceste fundații, adică copii care sunt luați în atenția diverselor fundații care se ocupă de ei, și un detergent am primit de la Persil, formă de capsule și o sticlă de plastic. Mesajul este că anul trecut am acordat detergent pentru 20.000 de copii din medii defavorizate. În 2023, alături de Crucea Roșie Română, ne continuăm misiunea și oferim detergent pentru 25.000 de copii. Cumpără și tu orice produs Persil în perioada 30-8-15 noiembrie, deci noi donăm detergent pentru ca cei 25.000 de copii din România să aibă haine curate. Și puteți și voi să scanați, să vedeți pe site-ul celor de la Persil, cred, sau căutând după hashtagul dreptul la haine curate, campaniehenkel.ro, să vedeți exact cum puteți eventual să susțineți, dacă vreți mai mult, chestia asta. Și mi-aduceam aminte cu ocazia asta de o situație nefericită care se petrecea când eram eu în școala generală. Aveam doi copii în clasă, între care un copil de rom, într-o familie cu 6 copii, și efectiv nu aveau haine nici curate, nici necurate, nici nimic. Copilașul acela a venit în clasa a treia, mi-aduc aminte, dacă voi mai țineți minte, pe vremuri, pe vremea Ceaușescu, uniforma era într-un fel de veston, așa, dar modest, și cu o cămașă albastră sau împătrățele pe dedesubt. Ei, copilul acesta nu a avut cămașă și el venea cu haina aceea în plină iarnă, direct pe piele și pe deasupra cu o geacă care
era mică, probabil o purtau mai mulți copii din familie. Lângă copilul acela niciodată nu puteai să stai pentru că mirosea groaznic a urină, a mizerie, asta. Avea aceeași hăinuță pe care o purta din vară până în toamnă, nespălată, neatinsă. Și mi-aduc aminte că la un moment dat învățătoarea din banii de la fondul de clasă, că se aduna și pe vremea aia, pentru că sărăcie în școală a fost din totdeauna, i-a luat o cămașă acestui copil și mi-aduc aminte că de jenat s-a simțit, a trebuit să dezbrace în clasă de acel surtuc, nici nu știu cum să spun, o hăinuță de aia chinuită, murdară, soioasă, în ultimă halță și o dea jos ca să-și ia cămașa pe el, evident nici el nu era curat. Și lucrurile astea mă dor foarte tare pentru că și astăzi sunt o grămadă de copii care suferă de chestia asta, de faptul că nu au acces la curățenie, la apă, la haine curate, la... Mi se pare incredibil că în 2023, într-o țară europeană, în care politicienii atâta se trag pe cur, că fac atâtea, de fapt nu fac nimic. Sau fac atât de puțin, fac mai mult să-și umfle ei conturile, pentru că credeți-mă, dacă toți banii ăștia pe care noi îi plătim taxe către stat, chiar s-ar folosi serios, țara asta era departe. Dar asta e problema. Se fură mult prea mult. Îmi pare rău că am dus discuția în partea asta, dar acesta este adevărul. E 7. Să știți că aștept între 7 și 7 și un sfert. Aștept o comandă la Sesam. Între timp a venit și copilul de la școală și am aflat că iar au o zi liberă. Și anume 27 octombrie, dragă. Bă, da, 27 octombrie este zi liberă, pentru că este Sfântul Dimitrie cel Nou, patronul Bucureștiului. Îmi cer scuze, dar nu mai pot. Nici m-am încălzit o carnă cu lapte de migdale și mănânc o madlenă. Asta e. Muncim să aducem taxe la stat, să ne dea învățământul de căcat pe care l-avem. Îmi cer scuze și mi-asum ceea ce spun. Nu jignesc prin asta profesorii și cadrele didactice, ce îi jignesc din plin pe cei care au gândit acest sistem de învățământ. Frate, de când a început școala, ba ziua cadrului didactic, ba nu știu ce, tot timpul există câte o zi liberă, câte o operație de genul acesta. Avem, nu știu, o oră sau două ore de religie pe săptămână, habar n-am, ore în care copilul meu este obligat să spună rugăciune la începutul și la sfârșitul orei. Serios, adică... Între timp, eu fac rugăciuni, între ghilimele, adică muncesc din greu și deja îi plătesc copilului meditații la matematică. Am luat un abonament la Didactica, e o firmă care cu asta se ocupă de niște ani, că am zis să nu mă duc la profesori în privat, să mă duc la firme care cu asta se ocupă și au expertiză dovedită și plătim meditații la matematică. Și în curând probabil că o să iau la română și în curând probabil că o să mai iau la încă ceva, pentru că acest sistem de învățământ, cum este gândit acum, cu atâtea zile libere, cu sfinți, cu tot felul de implicații de astea care n-au nicio legătură cu ceea ce trebuie să învețe un copil, plus această săptămână altfel, săptămâna verde, săptămâna în care efectiv nu se face decât un fel de distracție și un fel de hai să umplem niște dosare, să le trimitem la Ministerul Învățământului, să arătăm că se fac activități cu copiii, îi scoatem din circuitul normal de învățământ și punem să facă tot felul de aberații, rămânând în urmă cu materia, iar părinții în spate să bage puternic mâna în buzunar și să plătească meditații ca să-și aducă copilul nu la performanță. Atenție, că da, pe vremuri te duceai uneori la meditații pentru că voiai să intri la o facultate bună, știi? Și pentru că nu se putea face la clasă nivel de performanță, te duceai și învățai cu profesor să intri la medicină, la drept, la nu știu ce. Acum eu pun meditații copilului pentru că, nu pentru că nu e el capabil sau nu e profesorul capabil, nu sunt suficiente ore, este prea multă materie și se merge galop pentru că profesorii sunt puși să facă alte lucruri, tabele, dosare,
și dovezi minunatului minister al învățământului că se fac diverse activități inutile. Acești profesori trebuie lăsați să-și facă treaba, să-și facă orele cu copiii, nu să facă dosare, dosărele, situații, proiecte, proiectele, pentru ce? Deci nu mai pot, sunt în culmea nervilor. Deci eu stau cu fiul meu să repet tot felul de chestii, sunt la română sau la franceză sau la engleză, pentru că nu este timp în clasă, nu sunt suficiente ore, sunt felul de activități, de ore băgate aiurea. Au, de exemplu, o materie care se cheamă TIC, unde fac niște aberații. Acum 2 ore li se predau că există dischete și CD-uri. Oameni buni, nu mai există dischete și CD-uri de niște ani. De ce să mai înveți copilul așa ceva? Vrei să-l înveți istoria informaticii? Lasă dacă o să ajungă vreodată. Acum îl învață chestii practice. Adică se pierde foarte, foarte mult timp doar pentru că trebuie bifate niște chestii acolo în programa școlară și plătiți niște oameni, nu știu de ce. Așa stau eu ca o popoză așteptând curierul de la Sesam. Curierul meu de la Sesam, așa îmi place cum zice el. Sunt curierul tău de la Sesam. Se dau sacoșile de data trecută, așa fac întotdeauna. Le dau și oamenii le reciclează, au grijă ca să nici să nu fac dezordine și felul ăsta, nu, uite, mă pune să le aranjez așa frumos, da? Mamă, câtă reclamă fac eu oamenilor de la Sesam. Știi cum? Uite așa o întrebare, uite așa. Hei, și e o zi de marți. Însorită, foarte frumoasă zi de octombrie. Am reușit să ajung la Pilates după o pauză de 2 săptămâni. Și foarte greu m-am mișcat astăzi, dar totuși m-am mișcat. Sunt foarte slăbită. Nu am fost în stare nici să conduc. Nu știu, stau așa și mă gândesc. Dacă viroza asta a fost într-adevăr foarte puternică sau eu am fost mult prea obosită sau poate că așa se întâmplă de acum când ai o anumită, când treci un anumit prag de vârstă și bolile te atacă poate altfel. Da. Am stat așa și m-am gândit că mi-a intrat așa în cap, hai să încep să merg pe la medici. Și pe aia mi-am dat seama că m-a citit degeaba pentru că sunt niște lucruri pe care întâi trebuie să le înțeleg eu cu mine. Trebuie să mă obișnuiesc cu noul meu fel de a fi, să-mi găsesc eu resursele de refacere, să spun așa, pentru că dacă o să mă duc la doctor, cum toată lumea o să-mi găsească ceva. Când te duci la doctor, clar, fiecare îți găsești ceva, eu oricum nu știu problemele pe care le am din totdeauna și care, evident, odată cu vârsta se mai pot transforma, se mai pot schimba. Să știți că m-am răzgândit un pic și legat de rutina aceasta, de dieta pe care aveam să o țin fără lactate și fără gluten. Evident, voi reduce aceste lucruri, dar nu am cum să renunț definitiv la ele. Adică dacă eu nici măcar o telemea, o brânză feta, un iaurt grecesc nu mai consum din când în când, viața mea la ce se rezumă? Doar la legume și la înlocuitori vegetali? Nu. Chiar nu. Da, beau lapte vegetal, beau. Asta nu, și de câte ori pot înlocuiesc cu humus, cu tot felul de budincă de ovăz sau ce, nu sunt vegetariană de atâția ani, cunosc toate aceste alternative, însă nu pot să renunț 100% la lactate. Numai cum am stat bine și m-am gândit și e odată, în primul rând, e o frustrare și emoțională, adică e un aliment care mie îmi place. Mie îmi place brânza de vaci cu smântână, îmi place iaurtul, îmi place telemeaua. Adică dacă mi-au și aceste mici plăcere, evident, nu am să mănânc cu polonicul. Eu oricum nu sunt de genul meu o gurmandă, dar cred că mă rezum doar la ideea în a reduce cantitatea și frecvența meselor cu lactate. Așa, la capitolul pâine, am zis că aștept acum un pic să-mi revin și după aia, într-adevăr, o să-mi reduc drastic și cantitatea de pâine. Dar acum, în perioada asta în care eu mă refac, nu, am observat că dacă scot lucrurile astea, pur și simplu mă înfometez și atunci trebuie să fiu chiar nebună. Dar cred că pe anul ăsta e ultimul colet de la Notino, care este atâta. Și este destul de greu. Da.
Pentru că tocmai ce am încheiat o discuție mega lungă cu BRD-ul, mega lungă, adică o discuție care durează de săptămâna trecută. Stați ca să un pic colegul aici, să vă povestesc. Cred că îmi trag un scaun, nu știu, că n-am cum să ochi toate bine. Cred că aici am să așez coletul de la Notino, ca să fie mai ușor unboxing-ul, că altfel o să fac aici lupta cu greutăți. Mamă mie! Gata! Așa, și pentru că mă chinui să fac o comandă la Place Vendôme de o săptămână, efectiv de o săptămână. Da. Pur și simplu, deci... protocolul ăla de plată în BRD electronic nu primea, nu vedea ok linkul electronic trimis de la cei de la Place Vendôme, în condițiile în care eu plătesc la oamenii ăștia de, deci eu fac comenzi, chiar ieri mi-a apărut a început YouTube-ul să-mi recomande clipurile mai vechi și era un clip de acum 4 ani când am făcut o comandă la Place Vendôme, adică am minim 6 ani de când comand la ei, deci de-aia mi se pare dubios. În fine, la Notino am reușit să comand, că aici eu oricum am o colaborare cu ei, s-au adunat voucherii. Voucherile pe o perioadă mai lungă. Așa am făcut o comandă mai măricică, ținând cont că se apropie și sărbătorile de iarnă. E, uite, ceva așa mai nou, niciodată n-am primit un pliculeț de ăsta așa de la Notino. Și aici văd eu că sunt tot felul de coduri de reducere la ZUT, la Stratex. Băi, mă termin ăștia cu Stratex-ul. Stratex-ul cred că pune vouchere de reducere la toate magazinele online. Și mai am aici un cod de 20% reducere pentru machiajul dumneavoastră perfect. E valabilă oferta până în 29.02.2024. În fine, whatever. Avem aici un pliculeț cu chestii, cu tot felul de cupoane de reducere de la alți comercianți. Bun, și. Hai să vedem, să luăm așa de pe deasupra, întâi cadourile, să zic. Am aici Color Brilliance mască cu lime caviar, caviar de lămâie. Așa, deci astea au venit cadouri. Așa. Mai e aici o mini cremă de la Moroccan Oil, parfumată. Am pus că Moroccan Oil, acum bineînțeles că a scos săpunuri, creme de mâini, ca toate brandurile de lux care vor să-și crească recurența de cumpărare, au mai scos produse de-astea care se vând repede, cremă de mâini, cum se cheamă, săpun lichid, că na, astea sunt lucruri de care toată lumea are nevoie. Dacă a scos săpun lichid, ghirlanda, adică ce vorbim, și șampon. Chiar dacă e 80 de euro un șampon, nu contează, i-au scos. Așa. Astea nu erau cadouri, astea sunt comandate. Eu folosesc de vreo 3 ani de zile, cred că doar periuțe de dinți Cura Prox. Iau de la ei și pastă de dinți și mi-am mai făcut o rezervă. Aici am o mostră din noul J'adore lor, Essence de Parfum, care la început atâta a mai fost, vai, că o să fie exclusiv, că nu o să se găsească decât la Boutique Dior, ea că acum se găsește peste tot, inclusiv la Notino. Oricum Notino, hello, este seller oficial pentru Dior, ca să ne înțelegem. Așa, ce mai am pe aici? Cred că ar mai fi trebuit să am niște mostre, niște chestii, dar, în fine, le mai găsi eu pe aici, nu... ține în mod deosebit, uite, Loewe Earth, cred că l-am mai avut o dată, dar nu mi-a plăcut. Și să luăm Foarfeca, pentru că o să vă fac puțin cu căpuțul, da, și îmi plac ofertele împreună de la Notino, mai ales acum, uite, să văd că bubuie de cadouri cu perioada asta. O să fie și Black Friday, bineînțeles. Asta a fost cadou, spumă de duș pentru copii, pentru că cred că i-a luat lui Fium ceva, un gel de duș pentru copii, și era ofertă, că dacă comandai orice fel de produs sau două produse pentru copii, primeai spuma asta de duș cadou, care este din brandul Safe,
sau Safe, nu știu cum, Safi, sau nu știu cum se spune corect, este un brand care am văzut că e oarecum un brand exclusiv Notino sau poate chiar este un brand al lor propriu. Bun. Așa. Aici am un, doamne, nu știu că e așa mic, șampon, dar nici nu m-am uitat cât e. Un șampon micuț, șampon de buzunar, să zic așa, de la Han. Vreau să vă zic că data trecută, când am făcut tot așa comandă la Notino, am luat o pastă de dinți din această marcă Han și tot așa nu am mai văzut prin altă parte și acum am văzut șampon. Nu imaginam că o să fie mai mare, în fine. Cred că nu m-am uitat eu la gramaj. Aici bănuiesc eu că este un de ăsta, ziceți, un săpun lichid de la Apivita. Da, că știu că m-am tot sucit. Mai rămăsese acolo o sumă mică să consum și nu mai știam, zic, hai să iau un săpun lichid, dar mi se pare că vreau ca un săpun lichid mai deosebit și l-am luat pe acesta care e cu grapefruit și propolis de la Apivita, atent cum miroase. Ce bine miroase, foarte bine miroase. Adică și acum când am fost în Grecia, am tot mirosit produse de la Apivita, mi-au plăcut foarte multe, dar nu m-am dus în concediu ca să plec cu valiza de Apivita pe mine. Încă o mostră de ceva. Retinol Serum de la La Roche-Posay. Sau cum ar spune prietena noastră cu bunele maniere, La Roche-Posay. La Roche-Posay, nu? Da. Am văzut că acum, într-adevăr, tot grupul L'Oréal a scos diverse produse cu retinol, inclusiv în gamele de dermatocosmetice La Roche-Posay, parcă are și Vichy ceva cu retinol și inclusiv în gama lor de drugstore L'Oréal Paris. A fost o gamă de produse cu, ziceți, cu retinol. Cred că e o nouă modă. Acum, da, alte lucruri de tăiat. E o nouă modă acum cu retinolul. Practic am observat că de când legislația europeană s-a fixat pe un procentaj mai mic în produsele cosmetice, e acum reglementat numai, nu știu acum să vă spun pe de rost, știu că pe vremuri venea, de exemplu, Paula's Choice cu produse care aveau 1% retinol în produse. Acum s-a dus, am impresia că e sub 0, ceva, nu ai voie mai mult de atât. Și acum foarte multe branduri s-au băgat pe retinol. E un fel de noul ulei de argan al momentului, deși nu știu. Vin alții cu bacuhiol, dar vin și alții cu retinol. Au apărut tot felul de forme de retinol foarte ușoare, adică concentrații mici și în diverse combinații. În fine, vom vedea ce o să se întâmple. Da, asta e luasem eu Lufumium gel pentru body and hair de la Mixa Baby. Da, de brandul Mixa. Din brandul Mixa am cumpărat prima dată chestii în Franța, după l-am văzut și pe la noi și uite așa încet încet. Iar ceva de la shower gel cu smochină de la Apivita. Stai că trebuie să mirosim și pe ăsta. Da, mie îmi place mirosul de smochină, mie smochinele nu-mi plac. Eu nu pot să mă smochine, mi-e greață, nu-mi plac. Știu că sunt persoane nebunite, așa. După aia ăsta arată, care arată foarte bine, Baileys and Harding. Uite, așa mi-a plăcea să arate și baia mea, să fie un alb de ăsta cu inserții de astea așa negre, dar la ce prețuri sunt astăzi la renovări și la toate materialele astea de făcut băile, nici nu mă gândesc. Da, prima dată o să pun lichid. Ce mai am aici? Ce mai am? Am fost așa puțin șocată că mă gândeam, băi, zic, cred că e prima dată că fac o comandă la Notino și nu am parfumuri. Nu-mi iau parfumuri, dar... Da. Totuși, adică ne mai oprim din parfumul din data, dar e prea mult. Vreau să vă spun că eu citesc, este o revistă dedicată lumii parfumeriei, bineînțeles, din Franța, Ne la Revue, Nasul, revista, Nez, să scrie Nez la Revue. Și are niște articole foarte mișto. Eu săptămânal intru la ei pe site și citesc chestii. Și
O să vorbim noi despre informațiile de acolo, pentru că și ei atrag alarma că au apărut foarte multe parfumuri invazive și agresive. Ei, asta am luat un șampon de la Kerastase pentru scalpul sensibil în special. Șampon calmant, asta am luat pentru băieții mei. Ok, pentru că fiul meu nu a, de fiul meu nu pot să spun că are mătreață, dar are o, acum fiind adolescent, are o predispoziție, na, și spre coșuri și spre a-i se îngrășa părul și vreau să folosească un șampon mai ok și îl va folosi și soțul meu. Iar aici am gel sur gras dermatologic de la Uriage, să nu le punem unul lângă celălalt, că sunt branduri diferite, sunt grupuri diferite, da? Da, și ăsta este de la Uriage. Care a fost baza? Ani de zile am tot folosit Bioderma-Atoderm. Bioderma-Atoderm, tot timpul aveam butelca aia și am zis, mai, ia să mai încerc și alte branduri, că mai trebuie să-mi fac cunoștințe și... Adică Uriage-ul cunosc ca brand, dar n-am pusesem până acum produsul lor de bicep. Nu focalizează. Ia să-l ridicăm un pic mai sus. Focalizeze. Ia, da. Cred că acum o să înceapă să focalizeze. Ah, leu, cum am umplut de... Bubble Wrap, întregina Bubble Wrap. Și pentru că în colaborarea mea cu Notino anul ăsta mai am descris un articol. A, uite, și mai am și șampon cu lime caviar, deci avem mostră de balsam, de mască, mască, balsam în fine și șampon. Ceva nou de la Vela, se cheamă Lime Caviar, caviar de lime, de lămâie. Arată drăguț. Așa, eu mi-am ales anul ăsta să vorbesc despre cadouri de Crăciun și mi-am ales niște produse de la NYX. Niște cutii cadou, care, apropo, mi s-au părut foarte accesibile. Adică până în 200 de lei, 100 și ceva de lei o cutie, care arată și bine și și de la un brand... care nu e brand ăsta de drugstore, e ceva la limita între lux și produs de farmacie. Și am aici primul set cadou, este NYX Fragrance Mythic. Și sunt acele, e parfumul acela iconic de la NYX. Avem, ce bine miroase, avem ulei de duș, ce mai este aici, lapte parfumat și parfumelul. Asta trebuie să-l miros puțin și o să-l și desfac, pentru că pe ăsta nu cred eu că o să-l dau cadou. Sunt... Ah, dar de... Mă, dacă de bine e lipit. În fine, îl las un pic mai încolo, că sunt prea curioasă să-l văd și pe celălalt. Ah, ce-am făcut aici? Deci ăsta odată. Și tot de la... NYX, că mă gândeam eu ce... Oricum, parcă nu știu, nu vrea mai mi se pare anul ăsta perioada de vorbi de cadouri și așa, dar am zis, băi, până și în perioada celui de-al doilea război mondial, soldații americani, înainte de a pleca acasă, au stat la coadă la Chanel și și-au luat un parfum Chanel numero 1 să ducă acasă. Hai să... Asta a căzut. Este ăsta Rêve de Thé. Rêve de Thé. Tot de la NYX și ăsta. Și se va lua foarfeca. Se va lua foarfeca ca să nu mai stau să mă chin. Eu nici nu am unghii și nu mi-e așa ușor să desfac. Diffusez de unde vă nără avec votre playlist by NYX. Deci, cei de la NYX au și un playlist, un ceva probabil. Spread happy vibes with your NYX playlist. Scan this code in Spotify. Deci în Spotify intri, scanezi acest cod și ai și muzică relaxantă. Da, NYX este un brand parizian, un brand franțuzesc. Uleiul acela de cor de la NYX multă vreme așa a fost comunicat ca un fel de apanaj de frumusețe al franțuzoai. Celor de ce nu poate să scoată această cutie. Acum am văzut că NYX a devenit destul de popular. Destul de, să zic, a dezvoltat mai multe produse, au scos acum recent un ser cu
acid hialuronic. Normal, toată lumea scoate un ser cu acid hialuronic. Și hai să vedem cum e acest set cadou. Cred că mai mult mă tentează parfumul acesta, că pe celălalt îl știu, băi, dar sunt atât de bine prinse. Normal că ele vin de departe și trebuie să ajungă la toată lumea. Deci nu știu, fetelor, cât de bine este lipit, am reușit să-l scot de aici. Ah, da, după 100 de ani, hai că am reușit și eu să-l scot. De altă dată vreau să miros acest parfum care e aici. Da. Doamne. Asta e parfumul, se cheamă Rêve de Thé, vis de ceai. Sau visând la ceai. Ia să vedem. În general de miros foarte liniștitor, foarte zen, foarte... Da, și setul ăsta a fost undeva în jur de 150 de lei și am văzut că acum mai erau și niște promoții. Și ăsta la rândul lui a mai avut un sigiliu aici pe capac. Adică totul e foarte, foarte bine ambalat și sigilat și asta de-aia m-am chinuit eu aici 100 de ani să desfac coletul acesta. Da, și am avut și unboxing Notino și după ce o să mă lase și Beredeo să plătesc coletul de la Plasma Dom, o să vină și coletul de la Plasma Dom și o să vă fac unboxing și la probabil peste vreo două vloguri. Ei, cred că cam aici o să închei și acest vlog. A fost așa un vlog din perioada de convalescență. Ieri am reușit să ajung și la Pilates, dar cred că am apucat să vă spun asta ieri când am făcut unboxing-ul la Notino. În rest, pe blog vă scriu, am scris un articol așa manifest despre părerea mea de, legată de parfumurile din ziua de astăzi, parfumurile care se poartă astăzi. Cu care asta vă reinvit să citiți, dacă aveți cum, site-ul Nela Review, unde sunt foarte multe materiale interesante despre parfumuri. Să fiți un pic mai realiști legat de parfumuri, pentru că sunt foarte multe povești care se inventează, dar care n-au legătură cu realitatea. Și, da, ne revedem la viitoare clipuri un pic mai animate.